La Spitalul Județean de Urgență Sfântului Ioan cel Nou Suceava, în noaptea de 17 spre 18 februarie, a avut loc prima prelevare de organe din acest an. Este vorba despre ficatul Șirinichi, fetiței de 3 ani, care a fost victima cumplitului accident rutier de la Prelipca, în urma căruia a suferit un traumatism craniocerebral grav. Fetița se afla în moarte cerebrală. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ficatul a fost trimis la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde a fost transplantat cu succes la o fetiță de 11 ani care suferea de o boală genetică rară, depistată când avea doar un an, în urma căreia pacienta a ajuns la ciroză și insuficiență hepatică. Rinichii au fost prelevați în bloc și au ajuns la Spitalul Clinic Parhon din Iași, unde au fost transplantați la un tânăr de 23 de ani. Ambele intervenții au decurs bine, pacienții fiind stabili. Mulțumim tatălui fetiței de 3 ani care, în pofida tragediei care i-a răpit 3 membri ai familiei, a găsit puterea să accepte această intervenție. A ales să le onoreze memoria salvând alte 2 vieți. Mulțumim echipelor de medici, anesteziști și chirurgi, asistenți implicați atât în prelevarea cât și în transplantarea cu succes a organelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, doctorul Dan Teodorovici. Fetița a fost condusă duminică pe ultimul drum. Tatăl, bunicii, rudele, prietenii sau oamenii care nu au cunoscut-o niciodată s-au adunat în biserica Betel din Dumbrăveni pentru a-i aduce un ultim omagiu.